Alex Velea, prima reacție după ce Zani a câștigat Survivor România 2021. E începutul unei cariere de succes. Exclusiv. Reacții la cald după ce Zani a câștigat sezonul 2 Survivor România 2021. Ce spune Alex Velea? Sezonul 2 Survivor România a fost câștigat de un faimos. Zani a reușit să cucerească inimile telespectatorilor, care l-au susținut în număr foarte mare în competiția din Dominicană. Alex Velea, despre succesul lui Zani la Survivor România. Zani a câștigat trofeul Survivor România în fața lui Andrei Dascălu din echipa Războinicilor și a reușit să-i facă mândri pe toți cei care l-au susținut de la debutul competiției. Cel mai mare susținător al lui Zani este Alex Velea, care a declarat că protejatul său merita din plin să câștige concursul de la Canal D. Celebrul cântăreț susține că faimosul a reușit să facă față timp de jumătate de an condițiilor vitrege din Dominicană. Dar și scandalurilor cu colegii săi, chiar dacă de multe ori nu a știut să fie mai rezervat. Suntem foarte fericiți că a câștigat băiatul nostru. Ne-am dorit din inimă să se întâmple așa. De la începutul competiției am fost optimiști și l-am susținut, era normal, și am crezut că o să câștige. L-am văzut cum se comportă pe trasee, cum se comportă cu colegii. A înfăptuit tot ce era de înfăptuit în emisiunea asta. S-a descurcat din punct de vedere sportiv și din punct de vedere social. Îl felicităm și pe Andrei, că a fost un copil bun, un sportiv extraordinar. Zani a adus mai multe puncte și a fost mai bun. Zani a fost veteran și a luptat până la final. Chiar dacă de multe ori nu și-a pus filtrul sentimentelor și gândurilor și a spus tot ce a gândit, dar per total suntem extrem de mândri. Mulțumim celor de acasă că l-ați susținut. Ăsta e începutul unei cariere de succes. Dumnezeu a fost lângă el, a declarat Alex Velea. Zani este câștigătorul Survivor România 2021. Zani a câștigat premiul în valoare de 50.000 de euro și a dezvăluit că dorește să-și cumpere un apartament. Visul meu era să-mi iau un apartament, vreau să mă mut de la cămin. Cu acest premiu o să fac, mă gândesc cum intru în apartament, cum îl mobilez. Vă mulțumesc că ați câștigat timp alături de mine, a spus faimosul.
Zani le-a mulțumit oamenilor de acasă pentru susținere și pentru că l-au ajutat să câștige competiția. Vreau să le spun oamenilor de acasă că viața e o comedie pentru mine. Așa am reușit să evoluez în viață, râzând. Sunt miștocar, dar și serios. S-a terminat ce a fost mai greu, mergem la petrecere. Mulțumesc că mi-ați susținut, fără voi nu aș fi putut. Toți cei de acasă să râdă mult și voi decideți ce este în viață greu și ce este ușor. E important să rămâi pozitiv, să te distrezi, să râzi, pentru că tot ce meriți va veni, a mai spus câștigătorul Survivor România.